salut și bine a revenit. Starea de alertă nu se mai prelungește. Ce restricții nu se mai aplică începând cu data de 8 martie la nivel național? Știu că e o întrebare la care mulți așteptați răspunsul. Răspunsul scurt, strict, la obiect, este următorul. Nicio restricție nu va mai avea începând cu data de 8 martie bază legală. Deci, practic, pică obligația de a purta masca și afară și în interior, pică obligația de a prezenta certificatul de vaccinare, pică obligația ca restaurantele să ceară nații pasul ăla, certificatul ăla de vaccinare sau un test negativ, pică obligația de a nu mai organiza petreceri, nu-ți botezuri, pică obligația de a închide magazinul la ora 22, pică obligația de a participa pe stadioane într-un număr limitat de persoane la capacitate de 30%, 50%, 70% sau cât erau ele, pică efectiv orice obligație, orice restricție, orice măsură, orice. De ce? Nu mai este bază legală. Și acum, dacă vrei să asculți în continuare și explicația juridică, bine. Dacă nu, mult succes, mută-te în altă parte, schimbă balcana. Deci, care este explicația, baza legală? Legea 55/2020, bineînțeles, privind starea de alertă în România. Și am să citesc două articole. Atât. Te rog să fii foarte, foarte atent. Articolul 1, alineatul 1. Prezenta lege are ca obiect instituirea pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii, a unor măsuri temporare și după caz graduare, în scop protejării drepturilor la viață, la integritate fizică, la ocrotirea sănătății, etc. Reiau. Prezenta lege are ca obiect instituirea, virgulă, pe durata stării de alertă declarate așa, a unor măsuri temporare și graduale, etc. Deci măsurile instituite de legea 55, automat explicate și amănunțite în hotărârile de guvern, da, se dau, da, și se instituie doar pe durata stării de alertă. Următorul articol, 4, alineatul 1. Starea de alertă se instituie de guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului MEAI, și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărârea guvernului, la propunerea ministrului Afacerilor Interne. Da? Recitesc. Starea de alertă se instituie de guvern prin hotărâre și nu poate depăși 30 de zile. Poate fi prelungită pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărârea guvernului. La fel, la propunerea ministrului Afacerilor Interne. Deci, ce se întâmplă aici? Legea 55 este baza legală, este izvorul pentru aceste hotărâri de guvern. Ok? Legea 55 vine și menționează, vine și stabilește anumite măsuri în genere, generale, și hotărârile de guvern vin să stabilească exact, să vorbească exact, domnule, despre ce măsuri este vorba. De creșterea rezilienței populației, de a comunității, de creșterea rezilienței comunităților, porcăriile alea prevăzute acolo. Toate aceste obligații pe care vi le-am enumerat mai devreme, să porți masca afară și înăuntru la locul de muncă, în stația de autobuz, în mijloace de transport în comun, să intri la mall numai cu certificatul de vaccinare sau să prezinți un test negativ, la fel și în instituțiile publice, tot așa, limitarea numărului de participanți la competiții sportive, la anunț, la botez, la fel de fel petrecere, la, toate pică. Ok? Bun. Vor fi unii, din punctul meu de vedere, necunoscători, dar cei care insistă îmi permit să-i numesc proști. Deci vor fi unii, sunt sigur că domnii doctori de la intrarea în mall-uri cunosc foarte bine legislație și pe lângă studiile de medicină pe care le-au absolvit, începând din data de 15 mai 2020, sunt medici cu acte negru. Sunt sigur că la ei nu o să fie nicio problemă. Dar vor fi, bag mâna în foc, vor fi proști, cetățeni proști. Și când spun prost, mă refer prost nu la sensul de jignire, ci prost la sensul de bătut în cap, care nu înțelege. Ok? Deci, sunt sigur că vor fi proști care vor spune, domnule, dar nu pot să te primesc. Păi, trebuia guvernul să dea, până nu dă guvernul hârtie, hotărâre că nu se mai aplică, eu nu pot, eu aplic în continuare. Bun. Oameni buni. Dacă sunteți, vă regăsiți în această descriere scurtă, ciuliți un pic urechile. La ce voi reciti din legea 55? Starea de alertă
se instituie de guvern prin hotărâre, la propunerea așa, și nu poate depăși 30 de zile. Deci, ce rezultă, ce informație utilă extragem de aici? Că starea de alertă se instituie prin hotărâre de guvern. Și fiecare hotărâre de guvern se aplică pe o perioadă strictă, limitată de 30 de zile. Ok? Bun. Ultima hotărâre de guvern a fost dată pe 8 februarie, ceva de genul, fiind luna trecută. Astăzi, 7 februarie, 7 martie, scuze, când filmez, este cea de-a 30-a zi. Este ultima zi de acțiune în care hotărârea de guvern, ultima hotărâre de guvern de prelungirea stării de alertă produce efecte. Da? Deci, toate aceste măsuri, toate aceste restricții, toate aceste măsuri tâmpite care au fost luate și pe care le-am văzut 2 ani de zile în jurul nostru, durează, conform hotărârilor de guvern, câte 30 de zile. Deci, ele activează doar dacă se elaborează, se emite o hotărâre de guvern privind prelungirea stării de alertă. Dacă nu se emite o astfel de hotărâre de guvern, aceste măsuri nu pot să se aplice. Nu mai au bază legală. Înțelegeți? De ce? A expirat. Și nu a fost dată alta. Ok? Deci, părerea mea. Sunt sigur că mâine, 8 martie, și cel puțin în următoarele zile, deci în perioada asta de început, dar sunt sigur că vor exista în continuare paznici de la mall-uri, paznici de la intrarea în diverse magazine, poate că chiar reprezentanții forțelor de ordine, care vor spune, dacă erau de habotnici care aplicau, care vor spune, pune masca. Nu, n-ai voie să intri fără mască. Puneți masca, vă rog. Această obligație legală nu mai există. Nu mai au bază legală să vă sancționeze. Stați liniștiți că dacă vă amendează, începând de mâine 8 martie, da? Deci dacă vă amendează fără a fi în vigoare vreo stare de alertă, la vreo hotărâre de guvern care prelungește starea de alertă, acel proces verbal este nul de drept. Faza e că trebuie să mergeți în instanță. Nu vă recomand să achitați jumate din cât vă dă la amendă. Nu. Și eventual, respectivul polițist sau jandarm sau polițist local sau polițist de frontieră, mă tem că riscă să fie tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii de neglijență în serviciu. Totuși, eu n-aș recomanda, nu v-aș sugera să mergeți direct să tăiați în carne vie. Totuși, aș fi de părere să discutați cu respectiva persoană. Acum, totul ține de ăla. Cât de habotnic este, cât de bătut în cap sau cât de open-minded. Domne, stai un pic. E posibil omul chiar să nu știe. Și atunci, el învățat așa, voi îl treziți la realitate. Domne, stați un pic. Și vă recomand să vorbiți frumos. Da? Deci, nu înseamnă că dacă un polițist sau un reprezentant al forțelor de ordine, să zic, să mă refer mai larg, folosesc o exprimare mai largă. Deci nu înseamnă că dacă un reprezentant al forțelor de ordine greșește sau este de părere că, domnule, situația este în continuare, așa cum o știa el, automat o face cu rea credință. Nu. Șansele sunt destul de mari să nu fi fost informat. Nu știu dacă ați sesizat, dar eu am sesizat chestia asta în cel puțin în ultimii 10 ani de zile, sau din 2010 încoace. Ori de câte ori în legislația românească au apărut modificări ce implicau modificarea unor acte, unor activități stabilite ca fiind ilegale, a unor amenzi, a unor măsuri legale, dar forțele de ordine de regulă ieșeau în stradă și îi vedeam, mai ales pe rutier. Ori cam de câte ori s-a modificat codul rutier, în ultimii ani de zile am văzut polițiștii rutieri ieșind pe stradă și efectuăm controle în acest sens. Înarmați-vă și pregătiți-vă că în această perioadă de tranziție, cu siguranță vor exista reprezentanți, atât reprezentanți ai forțelor de ordine, cât în special oameni necunoscători, cum sunt agenții de bază, sau chiar și, eu știu, angajații diverselor societăți comerciale, da? Care o să vă atragă atenția să vă puneți masca atunci când intrați, sau, eu știu, forțele de ordine, să puneți mască, să prezentați certificatul, etc. Sau, eu știu, deplasările după ora 22 și alte exemple câte mai există. Da? Deci, în concluzie, începând cu 8 martie, vor pica absolut toate restricțiile, toate măsurile tâmpite care au fost luate în această perioadă de pandemie. Eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Nu uitați, începând cu 8 martie,
Papa, restricții. Abia aștept să merg în mall la film. Eu și eventual să merg la Cărtoești, la librărie, să-mi cumpăr cărți. Nu știu voi ce veți face, sunt curios, lăsați-mi în comentarii. Doamne, așa numai bine, salut!